Este nevoie să ieșim cât mai mulți la protestul din data de 24 aprilie. Este important să vină fiecare cetățean cu drapelul său de acasă. Este un lucru foarte important. Drapelul Republicii Moldova este cel care trebuie să ne unească pe toți, indiferent de apartenență politică, geopolitică, interese de orice natură. Nu trebuie să ne divizăm pe nici un fel de criterii. În momentul de față trebuie să fim uniți ca și cetățeni ai Republicii Moldova.